Gașca colderistă, piept în piept cu DNA, Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și acolitul lor Trăilă, puși față în față cu onorata instanță. Victor Ciutacu face o analiză amplă pe acest subiect. Victor, te ascultăm. Lotul generalilor optimizatori dă în premieră piept cu puterea judecătorească. Coldea, Dumbravă și acolitul lor Trăilă, în premieră, puși față în față cu onorata instanță. În calitate de inculpați veniți să scape de înrobitorul controlului judiciar. Cum varsau ei odinioară pe culoarele câmpului tactic din justiție, cu sau fără plicuri garbene la purtător și cum au ajuns să-și cerșească libertatea de mișcare azi. Așa e când te lăcomești. Când nu-ți mai ajung banii puși deoparte și privilegiile pe viață. Vrei să privatizezi în folos propriu o afacere necurată care funcționa ca unsă când erai la butoane. Și, din nefericire pentru tine, calci pe greblă. Pentru că, dincolo de cei speriați de tine, sunt și cei care te urăsc, cărora le-ai făcut rău deliberat sau pe care i-ai scrocat în stil mare și care, odată ce prind o lecuță de curaj, pe fondul disperării că își pierd și libertatea și banii, sunt dispuși să facă orice. Cum ar fi să te dea în primire, culmea, la DNA, instituția care a lucrat ani de zile la comanda și în coordonarea ta. Haideți să ne uităm la doar unul dintre cazurile din dosar, afaceristul Hideg, și dacă insistăm, la cel de-al doilea, la primarul Filip de la Rovinari. Și unul și celălalt au crezut până la un punct că banda generalilor poate orice și au plătit bani frumoși pe contract să li se întrețină visurile spectaculoase. La primă instanță, ce să vezi, dita mai surpriza. Condamnări ca la fraierii de rând care n-au avut ocazia și banii la purtător să încerce pe pielea lor să vadă cum funcționează optimizarea în justiția română reformată. Indiferent de cum se va încheia epopeea judiciară a găștii lui Coldea, important e că, măcar până la punctul în care piața traficului de influență în instanțe va fi preluată de al jupân, afacerea a fost blocată și că, reducându-l pe generalul negru la statutul de inculpat hăituit, după care urlă din toți bojocii Ceaușescu borfașule, adevăratul sistem arată că nimeni nu e infailibil și că, la un semn, zeitățile ce păreau de neatins se transformă brusc în muritori disperați. Nu în ultimul rând, ironia sorții e că, asemenea altor bogătași pe care a executat, Coldea a crezut și el că banii sunt ai lui. Realitatea a demonstrat că s-a înșelat.